Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Am luat Oscarul. Este un Oscar mai mititel. Are legătură cu evenimentul LGD7 în Ungaria. A fost un film cu zombie. A jucat un rol de zombie, de supero și alte câteva roluri, într-un trailer ruleț realizat la studiourile Corda din Ungaria. Cam asta e vestea săptămânii. Acesta este MobiCast 220, 220, curent alternativ și avem pentru voi o grămadă de lucruri, știri, răspunsuri la întrebări, fail și win, diverse, Champions League, jocuri, muzică, nebunii. Rezumatul săptămânii sună cam așa. S-a lansat HCO12+, i-am făcut un hands-on imediat, evident. Apoi LGD7 TeamQ a avut debutul pe plan european. Am fost în Ungaria să-l vedem. Orange a lansat campania Colonizarea. Multe scăpări Xiaomi Mi 8 și data de lansare. Și finala Champions League. Hai să vedem care-i treaba cu știrile săptămânii. O să încep întâi cu LGD7. Cei de la LG ne-au dus pe mine și încă câțiva jurnaliști, blogger, vlogger și alții de gen în Ungaria, la Corda Studios. Corda este un studio foarte mare de producție cinema. S-a făcut acolo The Martian, serialul Rome de pe HBO, s-a făcut Hellboy 2, Blade Runner de anul trecut s-a făcut tot acolo și se mai face un film special cu Will Smith. Ar trebui să vă zic asta, dar se lucrează la ceva special cu Will Smith, SF. Ce să zic, nu e tot ce pare, zona este uriașă și dacă ați văzut acolo un coloseu în mărime naturală, este din plastic, e doar fațada, în spatele lui nu e absolut nimic, niște decoruri foarte mari, hale și o grămadă de chestii construite acolo, chestii efemere, le poți dărâma imediat și locui, am văzut decoruri stil Mad Max, decoruri western, decoruri Roma antică, Grecia antică și unele care arătau viitor distopic. Cât despre LGD7 TeamQ, ce să vă zic, flagship Snapdragon 845, decupaj sus, care se poate ascunde, extrem de îngust. Dacă vi se pare vouă că trofeul ăsta e îngust, e bine, și LGD7 TeamQ este super îngust. Și de asemenea, mi se pare Galaxy Note 8 îngust, până să-l văd pe LGD7 TeamQ, este un telefon super îngust. Nu e alunecos, din fericire, sticlă în spate și în față. Camera asta are câteva lucruri interesante. Are o funcție AI care recunoaște lucrurile din jur, dar recunoaște într-un fel de aruncare de zaruri. Se uită la masă și vede fructe, apă, peisaj, portret, doi oameni care stau împreună, tot calibrează, tot zice văd aia, tot scanează cu AI-ul, mi se pare foarte tare. Filmează binișor, stabilizează binișor și are o funcție de zoom. De obicei când dai zoom pe imagine, dai zoom în centru imaginii, cam așa te duci, în centru. Aici poți dai zoom, aici, unde alegi tu pe ecran, este o funcție cinematografică și asta mi s-a părut interesant. Din păcate nu am făcut filmul ăla cu LGD7, ci cu camere standard. Lăsăm asta în urmă, trecem la alte știri, hai să vedem ce avem pe listă pentru voi. Începem cu Motorola Moto Z3 Play. Se lansează pe 6 iunie. Invitațiile pentru eveniment au ajuns online. Judecând după tradiția ultimelor modele, ar trebui să fie un terminal cu o baterie extra, ar trebui să aibă un Snapdragon 636 conform scăpărilor, același procesor de pe Zenfone 5 și Nokia 6, X6 2018. 4 GB de RAM, 32 GB de stocare sau 64 GB de stocare în funcție de varianta aleasă și o baterie de 3000 mAh cu suport Turbo Power de încărcare rapidă. Deci vine Motorola Moto Z3 Play. Și în câteva zile o să avem un eveniment interesant în România, marca Motorola. Stay tuned, nu vă zic ce o să vedeți. Tot o lansare, BlackBerry Key 2 a primit un teaser video din partea companiei din spatele său, mă rog, BlackBerry este deținută de către TCL. Apoi teaserul ne prezintă elemente cheie ale telefonului, cameră duală din spate, textură tip diamant, știți voi, în stil HTC Touch Diamond și alte lucruri. Pare să fie super elegant, dar dotări mid-range, Qualcomm Snapdragon 660. Apropo de Qualcomm, a oferit extra detalii despre noul procesor Snapdragon 710, este un procesor octa-core cu AI, cred că vrea să fie un fel de rival cu Helio P60. Este pe bază de tehnologie de 10 nanometri, inteligență artificială, hai să vedem ce alte cele, două nuclee Cryo 360, de asemenea 6 nuclee Cryo 360 la 1,7 GHz pentru task-uri uzuale. Quick Charge 4.0 și alte bunătăți. Cred că este succesorul lui Snapdragon 660, dacă nu mă înșel. Ok, o veste un pic mai tristă, dar super așteptată, dacă e să fim sinceri. Essential ar fi scoasă la vânzare și noul flagship al companiei este anulat. Andy Rubin a pus cruce companiei. Probabil că o să cumpere Google, cum se întâmplă de obicei. Pleci de la o companie, faci o altă companie și te cumpără. Asta a făcut Steve Jobs cu Next și cu Apple. Multe chestii legate de Xiaomi Mi 8. Ar avea un ecran cu diagonală de 6,2 inch,
conform analizei specificații. Apoi s-a confirmat că va sosi pe 31 mai un ecran Full HD Plus, 6 GB de RAM sau 8 GB de RAM, 128 GB de stocare, Android 8.1 Oreo, MIUI 10, baterie 3300 mAh și Breton foarte, foarte lat. Ăsta ar fi Xiaomi Mi 8. Deci unii Mi 7 au decis să sară de la 6 la 8, nu mă întrebați de ce, știu că 4 număr ghinionist, dar cu 7-le nu știu ce au avut. Tot Xiaomi Mi 8 va avea o variantă cu spate transparent, pe care am văzut într-un clip hands-on, arată destul de geeky și nerdy și cred că e prima oară când văd logo-ul Snapdragon pe un procesor dintr-un telefon. Au scăpat chestii despre Pixel 3. Google Pixel 3 ar putea avea un ecran edge-to-edge. A apărut un indiciu sub forma unui cod în Android P, o ilustrație placeholder care prezintă animații și gesturi din developer preview. O fi edge-to-edge, dar i-au mărit muchile ramei laterale, deci nu vă bucurați prea devreme. Samsung o să începă producțiile chipset-ului de 7 nanometri în a doua parte a anului și au planuri chiar și pentru soluții de 3 nanometri. Ocupă mai puțin loc procesoare de genul ăsta, consumă mai puțin curent, sunt mai performante. Deja telefoanele astea o să înceapă să bată lejeranul computerele în ritmul ăsta. Ok, să vedem ce altceva. Am vorbit despre Xiaomi și s-a lansat ATC 12 Plus. Deja v-am zis despre LG, care e treaba cu el. Sincer, telefonul ăla LG G7 nu mi se pare că are niciun selling point clar. Poate vreo treabă legată de filmare, dar bateria sa doar 3000 mAh, cam subțire. Ok, să vedem ce alte știri mai sunt, să le încărcăm de aici frumos. Avem și știri legate de AllView și lansare de telefon LG Q7, pe care apropo l-am văzut în Ungaria, dar n-am putut să fac hands-on, că era o unitate doar demo, pre-retail. Așa, și hai să revin la ce vă spuneam mai devreme. Hai să vedem despre ce este vorba. Ok, am acoperit faza asta cu procesoarele Samsung HTC 12 Plus. Vă mărturisesc, eu am pus mâna pe el de ceva vreme, de o săptămână, aproape două. Ce pot să vă zic, îmi place cum arată acea nuanță Flame Red. Este mai degrabă un mov decât un roșu. Are patru camere, două în față, două în spate. De câte m-am jucat eu așa cu el, par să fie promițătoare camerele, deși nu prea am avut voie să fac poze pe pofta inimii și era o unitate de test. L-au făcut în sfârșit subțire și ușor. HTC-urile erau mari în ultimii ani. Sticla atrage mai puțin amprente decât alte modele. Super LCD 6 de la bord este foarte luminos. În rest, stabilizare optică, cică și în față, deși se contrazic sursele pe tema asta. Puteți alege între Alexa și Google Assistant. Strângeți de muchii ca la prima generație, doar că aveți mai multe comenzi. Zoom optic 2X. Ce să mai zic în rest? Snapdragon 845, 6 GB de RAM, știm deja asta. Nu există niciun U12, doar U12 Plus și atât. Personalizare foarte multă, ca de obicei de la HTC. Să vedem cum se vinde, mai ales că HTC a avut în sfârșit un trimestru care a mers un pic mai bine. Orange România a lansat ceva interesant, se numește Colonizarea. Te joci la Orange Smart Shop și câștigi excursie la NASA pentru două persoane și telefoane Galaxy S9 plus foarte mulți giga. Treaba asta, colonizare, în felul următor. Este un fel de bărcuță la magazinele Orange. Te joci la bărcuța aia și te joci 6 jocuri. Ai un joc în care îți pui o brățară de fitness Samsung, îți măsoară pulsul și ai un telefon conectat și este un platformer în care sari peste propriul tău puls, fiecare sinusoidală sar peste aia într-un platformer. Apoi îți pui casca VR, te joci un joc în care eviți asteroizi și ai și joystick-ul să tragi în ei. În altul e o tabletă Samsung pe care o ții așa și navighezi cu nava între asteroizi, cât am zis până acum, 3 jocuri. În altul ții telefonul S9 în mână și ghidezi o rachetă care vrea să amortizeze și trebuie să tragă cu jeturi de boost pentru a ateriza cum trebuie, Mai ești și biolog și poți să plantezi semințe pentru a crește niște vegetație pe Marte. Strângi puncte din astea, cu punctele alea te înscrii în top și câștigi Giga, Galaxy S9 și excursie la NASA. Cu tragere la sorți, premiile cele mari. Am aflat că AllView Soul X5 Pro o să aibă o cameră duală cu AI, senzor de 16 megapixeli. Am dat seama asta din cauza rezoluției, sample-ului oferit. Pare să descurce foarte bine noaptea, avem o mostră nocturnă în articolul dedicat. Apoi, LG Q7 a debutat oficial împreună cu variantele Q7 Plus și Q7A, ecran 18:9, 5.55. Hai să vedem ce altceva are. Telefoanele se diferențiază la nivel de RAM, stocare și cameră foto, în rest au dotări identice. Nu arată rău, seamănă puțin cu LG G7, certificare militară STD 810G, rezistă la șocuri și căzături, este destul de dur. 145 de grame, grosime 2,4 mm, nuanțe albastru, dar și violet. Ecran de 5.55, Full HD+, procesor octa-core, mă gândesc Snapdragon, ce altceva.
Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, 4G LTE, 3 sau 4 GB de RAM și cam astea sunt telefoanele Q7. Am mai sosit ceva ciudat, Samsung Galaxy S8 Lite, cum ar veni, numit Galaxy S Lite Luxury în China. Și a debutat, când a debutat, 21 mai, deci în ultima săptămână. Cameră selfie 2 megapixel, baterie 3000 mAh, încărcare wireless, certificare IP68 și ar costa în jur de 533 de euro, cam piperat pentru un Galaxy S8 Lite. Ok, am văzut știrile săptămânii, am ajuns la fail și win. La fail, Huawei a oprit deblocarea de bootloader pe terminalele sale noi. Și am înțeles că și pe cele vechi, dar mai aveți vreo 2 luni de grație. Asta înseamnă că nu poți să pui custom ROM pe ele. Vrei să pui și tu un custom ROM, e Red Developer, vrei să vezi, să testezi o treabă, nu mai poți, nu mai este bootloader-ul deblocat. Fail. La Win, ZTE și SUA s-au împăcat. Donald Trump a vorbit cu Li Jinping, sper că n-am zis aiurea numele lui, președintele Chinei, în fine, și au ajuns la un acord, au discutat mai multe teme comerciale, multe companii, au fost acoperite și ZTE. Și Trump a zis, dacă îmi dau ăștia un miliard, mă rog, 1,3 miliarde de dolari și concediază toți șefii și schimbă, ok, suntem ok, ne împăcăm, pot să aibă componente din nou, deci cam asta ar fi treaba, asta ar fi win-ul săptămânii, împăcarea SUA cu ZTE. Gata cu știrile, gata cu fail și win, trecem la întrebări. Hai să vedem cum stăm cu întrebările, hai să vedem care este treaba cu acestea, punem frumos, așa, ochelari aici. Începem pe forum, unde ați avut ca de obicei destul de multe întrebări. Next Can Crew. Ce telefon de buget îmi recomandă suma de 1600 de RON care să fie bun pe gaming, baterie, poze? 1600 de RON, pe vremuri aș fi zis Zenfone 3, doar că se ieftini foarte mult. Zenfone 4, cred că îl costă așa. Dacă găsești un Galaxy A8 2018 așa, ia-l imediat. Gaming, baterie, poze. Xperia XA2 Ultra, lejereanu, ăsta ar fi telefonul, poate și Moto X4. Mr. Allen, AllView X4 Soul Infinity N versus V3 Viper versus X4 Soul Lite, care dintre aceste modele are cameră, ecranul și bateria mai bună? X4 Soul Infinity N, V3 Viper, X4 Soul Lite. Aș merge pe varianta Soul Lite, cred că asta mă coafează pe mine cel mai mult, nu știu de ce. Și V3 Viper a fost bunicel. Va trebui să te uiți la testele noastre, foarte simplu, intri pe cele 3 review-uri și vezi care e treaba. Din memoria mea, aș merge pe V3 Viper, pentru că a avut o cameră selfie foarte bună și cred că și camera în general și nici ecranul nu a fost rău. Deci cred că V3 Viper până la urmă. Infinity N-ul... Ok, ăsta a fost Mr. Allen, Rareș Cara. Unde pun cumpăra un OnePlus 6? Fix de pe site-ul oficial OnePlus. Cunosc un băiat care și-a comandat și a venit în 2-3 zile. Mi se pare wow, direct din China. Să vedem cum stă cu garanția. Batem în lemn, sper să nu fie nevoie de așa ceva. Ender DJ37. De ce operatorii români nu aduc în ofertă device-urile OnePlus? Ultima oară când am văzut un device OnePlus la operator a fost un OnePlus X la Digi. Bună întrebare. Din nou, garanția, din nou, livrarea în România e un pic mai problematică. E o companie mică și dacă se facă parteneriate, face parteneriate mici. Îți dau 200 de unități, îți dau, nu știu, 1000 maxim. România e o țară mică și decât să faci un contract complicat cu o companie de genul, mai bine nu, deci de-aia nu o să vezi la operatorii de la noi. Dacă se face mare OnePlus, da. Inoxius, care este serviciul autorizat OnePlus din România? Cine este importator oficial OnePlus în România? Operatorii nu aduc telefoanele cu sacoșa, nu trimit cu sacoșa la reparat, bine, excluzând Digi. Cam asta a fost comentariul lui. Bănesc că e un fel de răspuns pentru cei de mai devreme, deci nu avem service, nu avem astea. Na. Rareș Cara spune și că a auzit că OnePlus are probleme la serviciile cu clienții. Am auzit și eu asta, dar mai rar decât am auzit la alte companii, mai puțin ne plânge decât la Xiaomi, de exemplu. Ok, asta au fost întrebările de pe forum, să vedem pe YouTube ce m-ați întrebat. Erau doar 18 întrebări la ultima verificare, credeam că mai multă lume o să mă întrebe chestii la MobiCast-ul Comic-Con, trecem peste. Laurențiu Lupica, salut Alex, când crezi că va veni actualizarea la Android Oreo pe Huawei P9? Nu cred că mai vine, sincer, nu cred că mai vine, pare rău. Cât crezi că va mai duce dacă îi va băga Oreo? Păi P9 are câți? La P10 era un an și acum la P20 2 ani. Deci are 2 ani și câteva luni. Nu prea mai duce, îmi pare rău să zic. Telefonul a îmbătrânit, ce să-i faci? Timpul trece. Ia-ți un P20, P20 Pro dacă ești fan Huawei. S-ar merita să-mi iau Huawei Honor 9 să renunț la P9? Da, e ok, poți să-ți iei liniștit. Precizez că îmi plac telefoanele Huawei. Deci îmi ții P20, că am auzit lucruri bune despre el. Aștept să primești și eu în teste. Deci vezi P20-ul cât costă și ia-ți-l pe acela. El Mobile 22, pe zona mid-range, Nokia 3 sau J3 2017. J3 2017. Dacă mă gândesc eu numai la câți taximetriști și șoferi de Uber mi-au zis că au J3, ei sau mamele sau soțiile lor,
E ceva cu jitterul ăsta. Mai zice cineva că ar fi fost cel mai bine vândut telefon din România anul trecut, cel mai bine vândut telefon Samsung din România și poate cel mai bine vândut telefon punct anul trecut, deci îți dai seama. Jitterul 2017, it's some kind of thing. L-Mobile 22, ce merită mai mult? Nokia 7 Plus, Huawei P20 Lite sau Galaxy A6 2018? Nokia 7 Plus până acum e telefonul anului, mid-range, la testele noastre. P20 Lite n-am testat încă, au lucruri bune despre el. Galaxy A6 2018, dacă e la 70% din Galaxy A8, e o treabă, e o pâine de mâncat. Aș zice Nokia 7 Plus până acum pentru design, cameră, baterie, zoom și cred că și ecran. Dragoș Leonte, ce marcă de televizor 4K recomand pentru PS4 Pro? Cu Samsung și LG cum se greșește, vrei să fie HDR real și 4K real, să nu fie vreo promisiune iurea, să nu-ți iei un Horizon, să nu-ți iei un televizor de la un brand mai dubios. Parcă și Philips și Panasonic și alte branduri au televizoare 4K mai ieftine. În principiu, nu sări și tu la 1699 de lei, du-te mai pe la 1999 de lei, unde nu o să fie chiar mari compromisurile. Tot L-Mobile 22, superactiv, hiperactiv, Nokia X6 sau Redmi Note 5 Pro. Nokia X6, pentru că este foarte sexy, arată foarte, foarte bine. Acum, Ana, are o baterie oricent de bună Redmi-ul ăla, cred eu, dar Nokia X6 arată foarte bine. Place mie cum arată telefonul. Alex Nexu, merită Huawei P9 la 1250 de lei, crezi că va mai rezista 2 ani? Ce mă întreabă lumea de P9? Ce poți să ieftinească? Să reziste 2 ani, eventual dacă îi faci tu niște tinkering, îi pui în custom ROM, mai umpli la el, mai dai niște boostere, niște cleanere, niște de-astea. Nu l-aș lua, sincer, aș lua mai degrabă un Honor la sala câteva luni după, eventual un Mate 10, ar fi o treabă, un Mate 9, Mate 9 Pro, se ține bine și acum, vezi pe treaba aia mai degrabă decât să mergi pe Huawei pe nou. Nu că ar fi un telefon prost, doar că nu mai e chiar future-proof. Ștefan Grigore, ce părere despre Xiaomi Mi A1 la performanță, baterie, sunet și ecran, suportă rețeaua 4G de la Digi? Asta cu Digi nu știu, sincer, cred că da. Telefonul ăsta a fost, cred că, mid-ranger-ul anului trecut și asta spune ceva cu siguranță. Ok la performanță, ok la baterie, e ok și la ecran, nici la sunet n-a fost rău, camera așa și așa, dar merge în zona mid-range. Ionuț Popescu, Nokia 7 Plus sau OnePlus 5? Nokia 7 Plus e mai fresh, e software mai curat. Mă rog, și OnePlus a început să aibă softul curat, cred că la camera mai complicat. OnePlus 5 n-a avut cine știe ce camera au în trecut, dar Nokia 7 Plus chiar m-a impresionat, mai ales la zoom. Mergi pe Nokia 7 Plus, așteaptă o ieftinire. Când îl vezi undeva la 1500 de lei, e de luat. E de foarte luat. Adrian Nicolae, Xiaomi Mi Note 3 sau Nokia 7 Plus? Ce are lumea cu Nokia 7 Plus? Mi Note 3 are cea mai bună notă în DxOMark din toate telefoanele Xiaomi de state de aia până acum, de francezii aceia până acum. Deci, dacă ești setat pe cameră, cred că ăla e pentru tine. Pe de altă parte, nici Nokia 7 Plus nu e de pădat. Marea bătălie a lor este ecranul și bateria. Nu știu Mi Note-urile de la Xiaomi ce baterie au, dar Redmi-urile au super baterie. Dacă au super baterie și Mi Note-urile, arunc o privire. În principiu, Nokia 7 Plus, când am testat modelul ăsta, dacă îl testez, îți zic. Rareș Cara, sunt telefoanele de la OnePlus bune? În principiu, da. În ultimii ani au scăpat de problema cu RAM-ul, se mișcă foarte bine, au software-ul curat, ți-ajung acasă rapid când le comanzi, sunt și ieftine, deci nu văd nicio problemă, poți să-ți iei liniștit. La cameră nu a excelat ei niciodată, adică au avut camera bună, dar nu ești din comun, cam asta ar fi treaba. Dacă vrei performanță și gaming, vrei pe UBG, cred că o să fii mulțumit. Marea întrebare e, OnePlus 6 are baterie bună sau nu? O să aflăm asta altă dată. Și acum o să trecem la diverse. La secțiunea diverse, pe bază de muzică, e pe bază de jocuri, pe bază de filme și de fotbal. Ok, v-am tot zis de formația asta, se numește Churches, dar scris Churches, cum ar veni. Formație scoțiană, a scos albumul Love is Dead, mi-a plăcut foarte mult single-urile lor de până acum. E un fel de synth pop cu influențe de anii 80, muzică destul de happy, euforică, în același timp un pic tristă, melancolică, cum ar veni. Deci Churches, Love is Dead, îi găsiți în Apple Music, acolo am ascultat eu. În aceea zi, pe 25 mai, când a apărut albumul ăsta, a scos Jonathan Davis, solistul de la Korn, albumul Black Labyrinth. A vrut să facă ceva diferit de ce face la Korn, evident seamănă. Un album destul de mare, cred că are vreo 15 sau mai multe piese. Sună așa, old school, este puțin mai slow decât ce face Korn. N-are dubstep, cum a avut Korn pe două albume cu Skrillex. La un moment dat, Jonathan Davis era DJ, se numea J Devil și mixa la petreceri, scotea remixuri. Dar Jonathan Davis ăsta pune mai mult accent pe versuri, pe melodicitate. Și căutați un interviu recent cu el în care vorbește despre jocuri. Este mare gamer Jonathan Davis, spunea că alți soliști la formații rock cumpără mașini. El cumpără console, are 13 Xbox-uri și este obsedat și de Zelda, printre altele. Jonathan Davis,
este artistul, Black Labyrinth este albumul și este foarte tare. Îmi place foarte mult melodia What It Is, e foarte catchy, foarte comercial, dar mie îmi place maxim. A apărut jocul Detroit Become Human, a apărut pe 25 mai și îl joc și eu zilele astea. Este pe PS4 exclusiv, este făcut de cei care au făcut Heavy Rain și Beyond Two Souls. Este un viitor în care roboții pe bază de AI, prin 2039, încep să prindă un fel de conștiință și să devină rebeli. Apare un caz, cineva răpește o fetiță, face o crimă, un robot din ăsta utilitar care avea grijă prin casă. Iar niște detectivi, roboți, încep să investigheze. Tu ai alegeri de făcut, jocul este cinematic, n-ai acțiune, n-ai împușcături, nu iei item-uri, nu faci nimic. Pur și simplu, acțiunea este cinematică și tu scanezi în jur. Dacă știți jocurile alea cu Batman Arkham, când își activa Batman simțul de detectiv, tot jocul ăsta este cu simțul detectiv. Tu ești robotul detectiv, intri într-o cameră, activezi simțul ăla și vezi pe jos, un indiciu, îl scanezi, apoi dacă vezi o persoană care a fost împușcată aici, îi scanezi împușcătura și dai timpul înapoi, vezi ce i-a zburat din mână când a fost împușcat. Adică exact cum făcea Batman în titlurile Arkham la faza cu detectivul. Detroit Become Human este practic un film jucabil, o experiență interactivă cinematografică, cu roboți, cu o grafică fantastică, adică chiar ai zice că te uiți la un film și ești acolo în film, mi se pare foarte tare. Am primit o variantă specială care are o cutie în formă de piramidă și niște extrauri, niște artwork foarte frumos. Încă ceva lansat pe PS4, H1Z1, nu este gripa aviară, H1Z1 este un fel de joc gen PUBG, Battle Royale, 100 de oameni aruncați într-o arenă, gaz toxic vine după ei, își au echipamente și au vehicule, se joacă, jucat solo, duo, 5, echipă de 5 contra celorlalți. Și este mai dark așa, este multă ceață, foarte multă penumbră, grafică și decorul în stil Resident Evil 4, camera over the shoulder, ai ATV-uri, ai mașini și rundele sunt mai rapide, 15 minute, asta este H1Z1. O să primească și un mod special de lupte cu mașini, Auto Royale. Apoi finala Champions League este acum în aceste clipe, trebuie să înceapă în câteva minute, de aia ne uităm repede la ceas să nu înceapă, Real Madrid-Liverpool. Liverpool e genul ăla de echipă care dă o căruță de goluri, dar și ia o căruță de goluri. Acum să vedem care căruță o să câștige. Nu prea o apărare bună, dar și Real poate să fie naivă uneori. Să vedem care e treaba. Cred că depinde foarte mult de Real meciul ăsta. Liverpool nu știu cum o să gestioneze treaba asta, dar nici Jurgen Klopp nu e născut chiar ieri. În fine, nu cred că se poate termina 0-0, adică n-are cum să te meci de la de 4-2, de 6-5, de 3-3, genul ăla de meci. Nu o să mai fie 3-3 cum a fost Liverpool cu Milan cu 12 ani sau 13 ani. În fine, Liverpool în finală, cine se aștepta? O echipă văduvită de trofee. Eu zic că o să câștige Real, dar nu o să le fie ușor. Dacă Real o să dea 3 goluri, o să dea și Liverpool minim 2. 3-2, predicția mea. Ok, acum ne ocupăm tot de fotbal. CFR a luat campionatul România. Nu cu greu, aș spune, adică meciul cu Viitorul, care era super tensionat și crânci în Viitorul, n-a avut niciun șut pe poartă, CFR a fost relax, chill, sper să facă ceva puri și în Champions League, altfel au luat degeaba. Steaua a bătut și pe cine trebuia să bată pe Astra, dar n-a avut șanse să ia campionatul. În fine, mă rog, și CFR și Steaua au furat penaltiuri date sau nedate, deci greu de zis cine merita mai mult, să vedem în Champions League înainte să îi hulim. Și seriale, 13 Reasons Why, sezonul 2, Handmaid's Tale, sezonul 2, Handmaid's Tale, episodul de săptămâna asta a fost magistral, adică a fost foarte, foarte, foarte bun. Jocul actoricesc, editarea, unghiurile, foarte bun, Handmaid's Tale, sezonul 2, mai bun decât primul, dar este foarte traumatizant lui Walking Dead, se spunea misery porn, foarte multă tristețe, ăsta e misery porn, foarte multă tristețe, depresie și traume și drame, dar finalul episodului câștigă și ăia amărâți odată ceva. 30 Reasons Why, recomand tuturor liceenilor să se uite la el, ca să înțeleagă anumite chestii, asta pot să zic, despre o fată numită Hannah Baker, care se sinucide și lasă 13 casete, le spune oamenilor ce a fost în regulă la liceul ei, începe un proces, colegii sunt traumatizați, unii sunt răi, unii sunt jocks, alții sunt nerds și unul chiar vrea să împuște toți elevii din școală, o problemă foarte gravă în SUA, 30 Reasons Why, pentru cei sub 20 de ani este must-see să înțeleagă cum trebuie să te porți la liceu, facultate și în viața mai departe. Ok, ăsta este Mobicast 220, curent, alternativ să continuu. 220, au trecut 220 de mobicast-uri, wow! Suntem aici în continuare cu voi, urmează 221, 222, telefoane Motorola, review-uri pentru telefon Blubu, încă telefoane, niște telefoane Nokia de testat, primul Oscar la Mobilissimo și multe altele în următorii ani. La revedere!